În urma unei altercații între mai multe persoane, care a avut loc la un bar pe raza comunei Criscior, la care au intervenit oamenii legii, un polițist din Brad a fost lăsat fără centura tactică. În timp ce încerca să îl încătușeze pe unul dintre scandalagii, polițistul a rămas fără pistol, 17 cartușe, un spray și un baston telescopic. Centura a fost găsită ulterior la 150 de metri distanță de locul incidentului, pe malul râului Criș, însă pistolul încărcat nu a fost găsit nici acum. Polițiștii au aplanat conflictul, iar în timp ce încătușau persoanele implicate în altercație, unuia dintre agenții de poliție i s-ar fi desprins centura tactică pe care avea atașate mijloacele din dotare, care i-a fost sustrasă de unul dintre scandalagii. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un bărbat de 46 de ani din satul Țărățel, bănuit că atunci când a văzut că polițistului i s-a desfăcut centura, a pus mâna pe ea și a fugit. Un pistol încărcat, un baston telescopic, un spray și un alt încărcător de rezervă au fost sustrase. Ca urmare a probatorului administrat față de unul dintre cei implicați în această altercație a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, iar față de alți doi bărbați, de asemenea unul din municipiul Brad, iar altul din localitatea Criscior, a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice și loviri sau alte violențe. Cei trei au fost depuși în arestul poliției municipiului Deva și urmează a fi prezentat magistraților în vederea luării măsurilor legale. Centura cu încărcătorul de rezervă, bastonul și spraiul au fost găsite pe malul Crișului, însă pistolul încărcat cu gloanțe nu a fost găsit nici acum. Căutările au continuat și astăzi.